La ce vârstă am avut primul sărut? Îmi pune întrebarea asta că mă fac de rușine, efectiv. Baby, baby, ah! Hei, salutare, gașcă, eu sunt Mimi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și râd pentru că sunt alături de cea mai nebună și cea mai amuzantă persoană din viața mea, omul care mă face să râd indiferent de situație, Carina! Și mă bucur foarte mult că facem vlogul ăsta împreună. V-am promis că revin pe YouTube, mai ales că mi-ați tot scris, am DM-ul plin de mesaje de la voi și eu, inclusiv Carina, și vă mulțumesc mult de tot că mă motivați. În special Carina se ține grav de capul meu. Hai filmează, hai filmează, hai că filmăm, hai să facem ceva, hai să facem un challenge, hai mai postează pe YouTube. Ce o să facem în vlogul ăsta? În acest vlog o să facem un challenge în felul nostru. O să facem testul prieteniei, doar că dacă o să greșim, ne băgăm fața arabica, care este și rece, de menționat. Vă spunem doar atât. O să râdeți grav în vlogul ăsta, pentru că noi asta facem noi. Noi râdem nostop, asta facem, atâta putem și noi. Deci dacă vreți să vă distrați, nu uitați să rupeți acolo butonașul de like dacă vreți să mai facem vloguri împreună. Te lăsăm să stai. 30.000 de like-uri. Wow, she's back. Deci, și dacă vreți să râdeți și prietenii voștri de noi. De noi, exact. Mai și cu noi. Mai mult de noi, pentru că o să râdeți grav în vlogul ăsta. Dați-le un mare, mare, mare share și dacă vreți să mai facem vloguri împreună și ce idei mai aveți pentru noi, lăsați-le în comentarii. Deci, am pregătit câteva întrebări. Cine răspunde greșit, intră cu capul la apă. 3, 2, 1, 6. Ia uite-o, mă! Să ne înțelegem, Carina știe toată viața mea, știe absolut orice. Și eu știu despre ea, dar Carina e FBI, e SRI, e tot ce vreți, Carina. Știe tot, măi. Și mai ales de cariera mea, deci bine că n-am pus atât de multe întrebări de carieră. Deci, prima întrebare, nu știu, sper că e relativ ușoară. De cât timp port aparat dentar? Poftim? Îți faci cu mine? Prima întrebare, hai să fie relativ ușoară, dar în timpul asta nu mă bate cu capul la apă de-n prima, dar cât timp port aparat dentar? Vrei să dau un indiciu măcar? Ce să zic? Nu, sunt fată de scurtăreață. Mamă! Maxim. Maxim un an. Mai mult ca sigur. Adică nu cred că ai un an. Nici măcar un an nu cred că ai. Un an nu am, da. Pentru că atunci când ai început relația cu Ianis, nu aveai. E bine sau nu? Zi luni. Adică am avut dreptate. Nu, no, că mai e până se face anul. 6-7 luni. 8 luni. 8, da. E, poftim, da. E, mi-ai spus, sper să te bag. Nu, am zis. Până într-un an. Am avut dreptate. Bine. Fie, las de la mine. Așa. Cum îi cheamă pe mama aia și pe tata? Poți să-ți alegi părinții mami sau părinții tatăl. Adică îți dau și opțiune. Da. Mm-hmm. În vlog o chema mămăica, mămăița, mamaia. Mămăica mea. Vezi? Da, așa o cheamă. No. Mămăica și tătăicu. Corect? Nu. No. Dacă țineți cu mine, scrieți în comentarii. Aaa, deci am luat de părți. Mă, băgai pe că fac bulbuci. Bine. Ușor! Doar și chitara pe spate. Ei? Ușor să mă bași că... Da. Fac... Dau pe afară! 1, 2, 3... Țineți respirația. A făcut bulbul de la... Mă trește de poscat. Bine, o să-ți dau și eu tot pe chemat, tot pe nume. Cum le cheamă pe pisicile mele? Da. Le-ai și văzut? Ai făcut și live cu ele pe TikTok? Fată și băiat. Mie unică. Am făcut băiat. Mie unică. Da. Da? Da. Vai, pe asta am zis-o la știu, vă jur. Pentru că mi-e una foarte mult când era mică. Mie unică. Și? Vai, deci am gol. N-am nimic în cap în secunda asta. Un nume de pisică. Nu Simba, nu Pantera, nu... Asta din pe live! Glumele noastre. Și doar un nume, adică nu am greșit, nu știu un nume, un nume am păi și ce, nici eu. Mă bagi cu jumătate de față. Da. Pongo a fost cățelușul. Da. Dar nu știu, chiar nu știu, da. 3, 2, 1 și... Gata, gata. Ce-am băgat-o pe funasă?
Ba, nu este adevărat. Îmi zici numele? Mionica și Teddy. Care este piesa care îmi schimbă mie starea instantaneu? Starea de fericire sau de tristețe? O singură piesă care îmi schimbă starea. Justin Bieber, Baby. Da, frate, tu știi. Baby, 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 ah! Dar este despre noi. Ah, mai grav. Unde ne-am văzut? Deci, unde ne-am văzut noi de fapt? Prima și prima oară. Ne vorbea pe Facebook, dar nu eram cine știe ce. La Festivalul Științei? Nu. Nu, într-un parc? Nu. Nu. La un concert al meu? Nu. Un eveniment al meu? Nu. Nu. Deci, eram la Ștran și se filma emisiunea da, la Ștran. Da, la Anastas. Da, am ghicit. E, da, da. Și eram acolo la Ștran și m-am dus la ea și am făcut o poză. Am ieșit horror, cred că o să vă și arăt. Gata, gata. Baby, baby. Ce îmi place să fac în timpul liber? Mergi. Răspuns corect, gata. Nu, nu mai sunt. Și eu la fel. Ce mai mult în timpul liber îți place să citești, să stai cu familia, că astea sunt esențialele. Da, bravo. V-am zis, știi, Tarina chiar știe foarte multe lucruri. A, și apropo, am uitat să zic, am băgat gheață în această apă, de asta am zis că e aici. Să te bag în apă, să nu te bag. Ha, ha, ce amuzant ești. Deci am avut o discuție pe această întrebare, nu i-am spus răspunsul, am avut discuția asta cu câteva luni. Iar întrebarea este... No! No! Nu-mi pune întrebarea asta că mă fac de rușine, efectiv! Care este numele meu? Numele complet al prietenei mele. Brad. Da. Carina, Maria. Da. Și mai e un prieten. Spațiu, pauză, gol. Dar de fapt e Brad, Carina, Maria. Piscina. Mai frate, am avut discuția asta și adică nu mi-a zis. Da, n-am vrut să-i zic. La fel mi-a zis, vorbeam random și mi-a zis, ia zi, care e numele meu, știi? Și zic, da, Carina, Maria. Nu, mai am un nume. Și zic, aoleu. Dar dacă intra pe Facebook, vedea că am o paranteză Alexandra. Te cheamă Alexandra. Te cheamă Alexandra. Sunt în șoc. Te-ai dat de gol singură, nu-mi bag cap la apă, mulțumesc frumos. Ne-ai băgăm amândouă, vrei? Hai, sub prima și apoi. Doar năsucul. La ce vârstă am avut primul sărut? Eci. Primul sărut la 16 ani. Da. Dar eram sigură că știi. Tu mă cunoști foarte bine. Cum să nu știu? Dar și eu te cunosc, doar că pui întrebări grele. Înaintea cărei piese de-a ta ne-am... Ciocolata. Ciocolata. Sunt o prietenă bună, laudă-mă. Este o prietenă foarte bună, știe absolut totul, știe la ce oră mă trezesc, știe care este dulcele meu preferat, știe care este culoarea mea preferată. Care este dulcele tău preferat? Nici eu nu știu. Care este mâncarea noastră preferată? De ce mă în același timp? De ce pun întrebări? Dar de ce mă ales întrebările astea? De ce îmi dau seama fix acum înainte? Deci, când am dat rec? De fiecare dată când venim să mâncăm, în același timp ne comandăm cartofi prăjiți cu mămăligă, brânză și smântână și ketchup. Deci așa îi comandăm ospătarului de fiecare dată. Și de fiecare dată râde de mine când cer și ketchup. Ce prefer? Pe mine. Da, dar în această categorie. Părul drept sau părul ondulat wavy? Părul wavy îți place foarte mult, deși tu îl porți foarte, adică foarte drept, îl porți doar drept. Prefer wavy. Da. Nu-mi place părul meu drept deloc, zici că e lins de o vacă. Ea este prietena mea, foarte sincer de altfel. Foarte sincer de altfel. Vă fac cunoștință cu Carina. Care a fost primul serial pe care l-am văzut? Asta, pentru asta, chiar n-ai de unde. Și dacă zic că știu? Dacă zic că știu? Yeah. Shadowhunters. Placă, frate! Nu! Chiar am un prieten super. Să știi că a fost la mine același serial primul. Și mi-a plăcut de murat. Cum îi cheamă pe bunicii mei? Dora. Șefa Dora, vă pup. Sănătate și noroc. Foarte mândră. Sunteți cea mai tare.
Dragii mei, Carina are o bunică foarte mișto și super amuzantă, care, din punctul meu de vedere, ar trebui neapărat să se apuce de TikTok. Așa că dacă vreți să o vedeți pe bunica Carinei, lăsați acolo niște comentarii de susținere să se apuce de live-uri pe TikTok și de TikTok în general, pentru că este criminală, e criminală femeia. Dar să știți, nu o să se apuce pentru că zice că n-a zis nici în gură. Dora și... Da, chiar mi-ai zis Dora și... unde ar trebui eu să știu? Că nu mi-ai zis niciodată. Jean. Da! Să mai am mișto? Nu te cred, am zis. Da! Mama, sunt tare. Jean! Mi-am adus aminte. Tata e Jean și mama e Dora. Mi-am adus aminte cum l-ai strigat la un moment dat la telefon. Și de asta, da, nu eram sigură absolut deloc. Așa. Asta e mare fan, să știi că se dat toate vlogurile tale. Vă pup! O să fie foarte fericit. Să rămână. Te iubesc tataie, te iubesc mamaie. Chiar ai niște bunici foarte mișto și se refere cunoscătoare. Te iubesc, să știi. Și ei și eu. Ce-mi place cel mai mult mie? Aaa, mi-e frică să te șo. La tine. Că sunt foarte pozitivă. Și asta. Ai multe calități. Aaa. Nu știam. La fel de modestă. La bine. Asta îmi place. Sunt amuzantă. O să te poți ține din pe toate. Cel mai și cel mai mult la tine. Îmi place... că ai un creier AMG, depășesc problemele. Da, măi, îmi place că ești foarte isteață, ești foarte deșteaptă pentru vârsta ta. Mulțumesc. Și îți merge creierul bine. Dar întrebarea asta n-a fost. La întrebarea asta n-a fost. Ia ultima întrebare, așa ne facem botezul. Am bat tare, 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 tare. Like, 30.000 de like-uri. Așa am vorbit. Ne vedem data